De buze să cuvânt pe tonul meu armonie spre slava celui purul sfânt, i-aș mulțumi de ce a făcut cu mine Fiul cel pierdut. O, de-aș avea limbi o mie și mii de buze să Tatăl nostru care ești în cerul, venim înaintea Ta în dimineața aceasta să-ți aducem mulțumirea noastră din toată inima, căci putem să fim în casa Ta. Și știm, Doamne, că cei ce sunt în casa Ta tot mai pot să Te laude. De aceea Te rugăm, Doamne, primește lauda noastră. Te rugăm să cercetezi biserica la închinare și dacă guvernul reușește să ne despartă, Doamne, ajută-ne să fim una în Duhul. Te rugăm, Doamne, să binecuvintezi slujitorii Tăi în ziua de astăzi. Și pe cei ce se închină din toată inima, Doamne, răsplătește-le Tu. Vrem, Doamne, să auzim cuvântul Tău și în dimineața aceasta. De aceea, ajută să ne deschidem inima pentru El. Numele Tău să fie lăudat și acum și în veci de veci. Amin. Deschidem Sfânta Scriptură pentru câteva momente de cercetare în dimineața aceasta, la 1 Tesaloniceni, capitolul 5, de la versetul 16 la 24. 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Amin. Fraților, mă bucur că ați venit în dimineața aceasta la închinare și pentru că știți împrejurările în care ne găsim, am vrea să aducem mulțumire, Domnule, că totuși am putut să venim. Sunt unii care sunt mai apăsați ca noi, dar Domnul a avut milă și ne-a îngăduit să ne adunăm la închinare. Aș vrea ca împreună cu frații să ne închinăm înaintea Domnului în rugăciuni și n-aș vrea să vă spun eu ce să vă rugați. Aș vrea să țineți minte la sfaturile Apostolului Pavel. Bucurați-vă întotdeauna. Poate și voi, ca și mine, n-aveți multe motive de bucurie.
dar să ne bucurăm că astăzi putem participa la masa Domnului. Pentru mine, fraților, asta e o mare bucurie. Și dacă ești pentru voi, mulțumiți Domnului. Următoarea, rugați-vă neîncetat. Poate guvernul reușește să ne pune piedici, dar să știți că noi putem să ne rugăm și acasă, și în mașină, și la lucru. Rugați-vă neîncetat, pentru că numai așa vom putea trece. Dacă nu, ne ia supărarea, ciuda, că ce să face, ce nu să face. Noi nu putem să îndreptăm lumea asta, dar ne putem îndrepta viața după sfaturile Domnului. Și Dumnezeu să ne asculte rugăciunile în dimineața aceasta. Împreună cu frații mergem la închinare. Amin. Ocupăm locurile și mai lăudăm pe Domnul cu versetul 3 din aceeași cântare de 31. De ce tăceți puterea mele mai sus, mai sus, zburați mai sus și Domnului slujiți cu cinste drept mulțumire lui Iisus? Și să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Amin. Acestea să fie motivele noastre de bucurie și prejurile noastre de laudă la adresa lui Dumnezeu. Împreună cu surorile ne rugăm Domnului. Ocupăm locurile și mai lăudăm pe Domnul cu versetul 4 în aceeași cântare. Cânta voi ție, Doamne, imun, cât voi putea rosti cuvânt și jertfa bucuriei mele ți-aduc cât voi fi pe pământ. Așa să ne ajute Dumnezeu. Dragii mei, pentru dimineața aceasta o să citim cuvântul Domnului. Vă rog, porniți. Din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 22, de la versetul 19 la 20 și apoi din 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 27 la 32. Sunt textele care le cunoașteți, sunt legate de cina Domnului. Apoi a luat o pâine și după aceea a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și le-a dat zicând:
Acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Amin. Dragii mei, n-ați putut să vă rugați toți la timpul de rugăciune, pentru că așa este situația. Trebuie să ne încadrăm în acest timp foarte scurt. Aș vrea acum să avem o rugăciune cu toții. O rugăciune în care, în primul rând, ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu și ne curățim. Urmează să stăm la masa Domnului. Și cuvântul Domnului insistă asupra acestui lucru, fiecare să se cerceteze. Rugați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne învețe El cum să ne cercetăm și să ne ajute să ne cercetăm. Și rugăciunea aceasta să fie o rugăciune de curățire, o rugăciune de sfințire. Rugăciunea aceasta să fie o rugăciune prin care cerem ca Domnul să ne călăuzească în cuvântul Sfânt. Și rugați-vă, stăruiți și pentru predicator și pentru ascultători să avem o inimă deschisă și să primim de la Domnul ce Domnul știe că ne trebuie. Și să ne pregătească Domnul pentru părtășia de la masa Lui. Cu aceste gânduri stăm în liniște și ne rugăm cu toții lui Dumnezeu. După aceea ne vom ruga prin această strofă de cântare și ne vom ruga cu toată inima. Deci folosim cântări de rugăciune pentru că vreau să ne rugăm Domnului. Acum ne rugăm lui Dumnezeu. În liniște fiecare să roagă Domnului. Une de voie găsi iubire ca a ta, dulce Iisus. Chiar când toate vor dispare, tu rămâi în veci, Iisus. Iisuse, eu doresc inima să-ți dăruiesc, Iisuse, eu doresc inima să-ți dăruiesc. Amin, amin. Vă rog să ocupați locurile. Dragii mei, luni în rând, fratele păstor s-a ocupat de învățătura legată de cina Domnului. La o părtășie care am avut-o cu dânsul, mi-a spus că au fost sugestii prin care s-a cerut să vorbim și despre importanța cinei Domnului. De ce trebuie să luăm cina Domnului? Ce avantaje avem că luăm cina Domnului?
Și mi-a spus atunci, ați putea și dumneavoastră să pregătiți un mesaj în privința aceasta. Și dacă acum a venit ocazia, am crezut că e bine să folosesc această ocazie și să vorbim despre beneficiile cinei Domnului. Ce beneficiem noi atunci când luăm cina Domnului? În dimineața aceasta, cei care suntem aici, suntem cei care se numesc vârsta a treia. M-am gândit la faptul acesta, suntem cei care, ați văzut când se sare într-un bazin, se urcă pe trepți până sus, acolo este o trambulină și pe rând așteaptă fiecare să-și ia zborul și să sară. Suntem pe rampa de plecare, dragilor. Noi care suntem aici, în mod deosebit, suntem pe rampa de plecare. Așa că și dacă nu vine Domnul Iisus să-și ia biserica cât mai repede, noi suntem primii totuși care vom pleca și ne vom duce la Domnul. De aceea e foarte important să ne gândim așa cum ne trăim viața, nu? Când vorbim de beneficii, acum la ora asta noi nu ne mai gândim atât de mult la business, nu ne mai gândim atât de mult la alte lucruri materiale, ne gândim la sănătate. Acum averea cea mai mare care ne-a rămas este sănătatea noastră. Și ne gândim cum putem să ne întreținem sănătatea. Cum ne întreținem sănătatea? Și, dragilor, și din punct de vedere spiritual, lucrurile trebuie să le luăm tot așa. Cum ne întreținem sănătatea noastră spirituală? Așa că ne vom uita la cina Domnului din punctul acesta de vedere. Cum ne ajută pe noi cina Domnului să ne întreținem viața spirituală? Deci când e vorba de viața fizică, ne gândim, avem câteva sisteme în ființa noastră care sunt absolut necesare. De exemplu, avem sistemul nervos cu creierul. Ne gândim ce putem face să întreținem un sistem nervos sănătos, un creier sănătos, să ne păstrăm memoria până când plecăm de aici. Nu, cu ce? Și atunci diferite alimente ne sunt recomandate, anumite lucruri ne sunt recomandate să ne întreținem memoria, să ne întreținem sistemul nervos. Avem sistemul circulator, cu inima, organul de bază. Ce bun pentru inimă! Și găsim anumite alimente și găsim anumite lucruri care sunt bune pentru inimă, ca să ne întreținem inima sănătoasă. Și este sistemul imunitar. Și atunci foarte multe recomandări pentru sistemul imunitar. Și când citește despre lucruri care ți se oferă, spune beneficiile. Beneficiile umblatului pe jos, beneficiile dacă mănânci un măr, beneficiile, eu știu, exercițiilor și așa mai departe. Care este beneficiul de la cina Domnului? Cum cina Domnului ne ajută să fim sănătoși spiritual? Vedeți, Sfântul Ioan nu vorbește despre instituirea cinei. Spre deosebire de ceilalți evanghelisti sinoptici, Ioan nu pomenește de instituirea cinei, cum s-a instituit cina. Însă el are foarte multe referiri la acest mare adevăr. De exemplu, capitolul 6 din Evanghelia după Ioan vorbește despre trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu. Și asta însemnează beneficiu, un câștig, un profit, un folos pe care cineva îl are de pe urma unei situații sau activități. Dar uitați-vă ce spune Ioan. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului, dacă nu beți sângele Lui, nu aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Și când m-am uitat acolo, sunt câteva lucruri foarte frumoase și importante în capitolul 6 legat de cine mănâncă trupul Domnului și bea sângele Domnului. În capitolul 10, Domnul Iisus spune, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Deci dorința Domnului Iisus Hristos este ca oile Lui să aibă viață și să o aibă din belșug. Ce însemnează această viață din belșug? Cu ocazia sărbătorilor de cinzecime, de coborârea Duhului Sfânt, am vorbit despre viața din belșug. Și am insistat atunci că viața din belșug, de fapt, este o viață trăită după chipul Domnului Iisus Hristos. Asta însemnează viața din belșug, desăvârșirea noastră după chipul Domnului Iisus Hristos.
Și știți versetul ăsta care este tema predicii de pe munte? Fiți desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Și noi ne bucurăm când putem să fim sănătoși. Eu mă bucur în dimineața aceasta și din toată inima salut frații care sunt pe lista noastră de rugăciune, dar sunt aici. Glorie Domnului! Glorie Domnului pentru sora Cristina, pentru sora Raveca, pentru fratele Savu și sora Helena aici și mai cine, că poate am scăpat pe cineva. Fratele Petrică Mitosoiu, la dânsul nu ne așteptam să vină astăzi la biserică nici vorbă. Fii binevenit, eu l-am salutat deja, fii binecuvântat de Domnul. Dragilor, Domnul Iisus vrea să avem viață, dar nu orice viață, ci din belșug. Așa că frate Petrica așteaptă să se facă mai sănătos, sora Cristina mai sănătoasă și fratele Savo și toți așteptați mai sănătoși, da? Deci o desăvârșire a sănătății noastre. Din punct de vedere spiritual, lucrurile stau tot așa, dragii mei. Pentru că asta e ceea ce așteaptă Domnul de la noi. Asta e planul lui Dumnezeu pentru noi. În Matei 19, Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu tânărul bogat. Și tânărul bogat întreabă, ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Iisus îi zice, de ce mă întreb ce bine? Binele este unul singur. Și uitați-vă cum a tradus King James. Binele este unul singur și acesta este Dumnezeu. Este Dumnezeu. Tu de ce mă întreb ce bine să faci? Binele e unul singur și ăla e Dumnezeu. Și până în final, ca să scurtez discuția, Domnul Iisus spune, vrei să fii desăvârșit? Deci vrei să fii ca Dumnezeu? Vino și urmează-mă atunci. Vino și urmează-mă. Deci asta așteaptă Domnul la noi. Sănătate, viață, dar viață din belșug. În Romanii 28-29 se spune că asta vrea Dumnezeu de la noi. Uitați-vă ce spune. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Spre binele. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele. Este un bine suprem. Este un bine suprem care e arătat în versetul următor. Pe aceea care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Ăsta e binele, dragilor. Ăsta bine trebuie să-L urmărim noi. Tot ce numim bine pe pământ este trecător. Dar binele acesta e binele suprem care ne ajută aici și ne învrednicește să ajungem dincolo. De aceea, frații mei care sunteți în clasa aceasta, în grupa aceasta, din toată inima vă îndemn, căutați binele acesta. Nimic nu e mai important decât asta. Dacă binele ăsta l-aveți, toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Acum, vorbind despre lucrul acesta, Sfântul Apostol Pavel, vorbind despre sănătatea unui credincios, omul care e desăvârșit, spune în 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 13, acum dar rămân acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Deci Pavel a simplificat, a făcut așa o sinteză a vieții de credință și ce însemnează o sănătate spirituală puternică este credință, nădejde și dragoste. Aici, asta este esența vieții noastre spirituale. Ne ajută pe noi cina Domnului să întreținem credința, nădejdea și dragostea? Asta e întrebarea zilei. Ne ajută, cina Domnului ne ajută să întreținem noi credința, nădejdea și dragostea? Acum, pentru că timpul este foarte scurt, astăzi mă voi ocupa numai de problema credinței. Câteva gânduri în legătură cu creșterea credinței prin cina Domnului. Știți, cuvântul Domnului ne spune că noi trebuie să fim sănătoși în credință. Spune celor bătrâni, și acum noi bătrânii vorbim. Spune celor bătrâni, trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați și citiți tare, cu voce tare. Sănătoși în credință. Sănătoși în credință, apoi în dragoste și în răbdare. Dar astăzi despre credință. Și vorbim despre desăvârșirea credinței noastre în Dumnezeu prin cina Domnului. Cum se realizează lucrul acesta? În primul rând,
se realizează prin amintire. Primul verset care l-am citit în această dimineață este: apoi a luat o pâine, pe ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat zicând: acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Deci astăzi suntem aici, dragii mei, să pomenim. Suntem aici să amintim. Să amintim. Cu ce scop să amintim? Ne amintim, dragilor, ca să ne crească credința. Cine uită, să știți, nu crește. Cine uită, nu crește. Cine uită binefacerile, cine uită ce i-a făcut Dumnezeu, nu va crește în credință. Domnul Iisus nu a instituit o formă nouă de ceremonial, numai așa de dragul de a mai avea un ceremonial odată pe lună. Nu! Domnul Iisus Hristos a știut că e necesar ca noi din când în când să ne amintim. Ne amintim. Ce ne amintim noi cu ocazia aceasta? Uitați-vă ce spune în Evrei, capitolul 12. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Scopul cu care Domnul Iisus a instituit cina este să ne uităm acolo, ne uităm la desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care a făcut tot ce a făcut în locul nostru. Numele Lui să fie înălțat. Deci ne amintim cum am fost noi și ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Dragilor, lăsați-L pe Duhul Sfânt să vă ajute la această meditație. Ne amintim cum am fost noi și ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Dacă nu facem lucrul ăsta, să știți, am venit degeaba. Nu numai că am venit degeaba, dar poate chiar luăm cina spre o sândă. Deci suntem chemați să ne amintim. Domnul Iisus a spus să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, spre amintirea mea. Deci ne amintim. Ce ne amintim? Isaia 51:1. Ascultați-mă voi care umblați după neprihănire, care căutați pe Domnul, priviți spre stânca din care ați fost ciopliți. Și care e stânca? E Dumnezeu, din El suntem, nu? Și spre gaura gropii din care ați fost scoși. Suntem din Dumnezeu, zice Sfântul Ioan, știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Da, stânca din care suntem ciopliți este Dumnezeu. Toți ne avem originea în El. Toți oamenii sunt într-unul singur. Și toți ne avem originea în Dumnezeu. Dar toată lumea zace în cel rău. Zace în cel rău. Și continuă Sfântul Apostol Pavel să spună: aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără dădejde și fără Dumnezeu în lume. Așa am fost. De ce am fost așa? Uitați-vă de ce. Erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Așa am fost, așa am fost. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că era morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Cine am fost și ce am ajuns? Fraților, dacă lucrul ăsta nu-l realizăm, v-am spus, stăm degeaba aici în dimineața aceasta. Realizați cine am fost. Adu-ți aminte de unde te-a scos Domnul. Adu-ți aminte de groapa aceea cu noroi. Adu-ți aminte cum ai fost când nu l-ai cunoscut pe Domnul. Dar dragostea mare a lui Dumnezeu despre care vorbește prorocul Isaia mai departe spune: Domnul își descoperă brațul său cel sfânt înaintea tuturor neamurilor. Și toate marginile pământului vor vedea mântuirea lui Dumnezeului nostru. Da, noi am fost acolo, dar Dumnezeu și-a descoperit brațul
Și l-a plecat spre noi. S-a plecat Dumnezeu și a introdus brațul său acolo în gaura gropii, acolo în mocirlă, în păcat. Acolo a venit Domnul Iisus Hristos. Lângă noi, cei păcătoși, a venit Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Glorie Domnului! În capitolul 53 el spune: cine a crezut ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Cine a cunoscut brațul Domnului? Și fratele păstor va vorbi la serviciul următor din Isaia 53. Cine a cunoscut brațul Domnului? Și brațul Domnului este Domnul Iisus Hristos. Deci brațul lui Dumnezeu întins spre noi este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și Doamne ajută-ne să Te căutăm așa cum trebuie, să Te prețuim așa cum trebuie. Și acum, cum întărește lucrul acesta credința noastră? Cum întărește? Faptul că ne amintim de lucruri, cum ne întărește? Uitați-vă cum. El care n-a cruțat nici pe Fiul Său, ci L-a dat pentru voi, pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Deci dacă atunci când eram păcătoși, Dumnezeu a avut milă de noi, uitați-vă ce spune, atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Întăriți-vă în credință, dragii mei. Ăsta e avantaj, ăsta e câștig că vii la cina Domnului, că ți-amintești. Și când să ajungi la disperare și când să ajungi să crezi că te pierzi, că uite câte ispite și câte necazuri și câte piedici spune satana și cum te caută să te frâneze, uită-te în sus la ce a făcut Domnul. Și dacă și-a dat viața pentru tine, închipuieți că îți va da toate lucrurile, spunea versetul anterior, ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile. Cina Domnului te întărește în credință. Amintindu-ți, te întărește în credință. Băi, dacă a făcut asta, îmi va da și... Dacă cineva te-a ajutat într-o problemă grea și mare, nu știu ce problemă grea a fost, după aceea ai ceva mic de rezolvat. Nu te duci la el cu încredere? Păi dacă m-a ajutat atunci cu mii de dolari, nu mă va ajuta acum cu 10 dolari de care am nevoie? Nu mă va ajuta? Sigur că mă va ajuta. Deci te duci cu credința asta. A făcut Domnul lucrul așa mare pentru noi. Va face și pe cele mici. Și Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Deci vom fi mântuiți prin viața Lui. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Și textul care Domnul l-a pus pe inima fratului Savud la rugăciune, cu asta se încheia, că Dumnezeu este credincios și va face lucrul acesta. Slăvit să fie Domnul! Ne întărim în credință prin amintire, dragilor. Apoi, ne întărim în credință. Lucrează desăvârșirea credinței noastre. Desăvârșirea credinței noastre în Dumnezeu prin cercetare. Prin cercetare. Când venim la cina Domnului, suntem chemați la cercetare. Uitați-vă ce spune. De aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Deci suntem îndemnați când venim la cina Domnului să ne cercetăm, să ne examinăm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Și în a doua epistolă, Pavel spune, pe voi înșivă, încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă, încercați-vă. În engleză zice, faceți un proof, faceți o dovadă că voi sunteți în credință. Verificați-vă că sunteți în credință. Deci când venim la cina Domnului, este o ocazie de cercetare, dragilor. Este, dacă vreți, un examen preliminar. Va fi o judecată în ziua de apoi, despre care cuvântul spune, dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce va fi cu cel? Înțelegeți? Deci va fi o judecată finală, dar până atunci sunt examene preliminare, sunt teste care ni se dau. De fiecare dată când vii la cina Domnului, vin la un test. Testul ăsta nu are scopul să te dărâme.
Testul ăsta nu are scopul să te exclude din biserică, nu. Textul acesta are scopul să te pregătească. Am sunat în țară, într-o masă cu o biserică de acolo și o fată care trebuie să deschide Zoom-ul, zice, la ora 9 voi intra cu Timișoara pentru că sunt teste pregătitoare pentru examen. Și e important pentru ea lucrul acesta. E, dragilor, noi suntem la un test pregătitor astăzi. Fiecare să se cerceteze, dar și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea în chip nevrednic, își mănâncă și bea osânda lui însuși. Deci lăsați, dragilor, ca ziua aceasta să ne ajute la creșterea credinței noastre. Fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat de o apă curată. Deci când ne apropiem de masa Domnului, să ne apropiem spălați. Spălați cu o credință deplină. Facă Domnul ca și prin asta credința noastră să crească. Venim cu credință deplină, așa și mai crește credința. Mai crește. Cu cât ne curățim, cu atâta crește. Că uitați-vă ce spune Pavel. Să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Deci dacă nu te speli, dacă nu-ți curățești cugetul, ajungi să te depărteze Dumnezeu. Credința ta nu va crește. Credința ta va scădea. Asta ne ajută pe noi cina Domnului, dragilor. Asta e avantajul că luăm cina Domnului, că venim la cercetare. Și când venim la judecata de pe urmă, noi deja am trecut peste testul acesta, slăvit să fie Domnul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei flămânzi și însetați, că ei vor fi săturați. Deci copiii Domnului trebuie să fie tot timpul flămânzi și însetați după neprihănire. Să fim tot mai plăcuți lui Dumnezeu. Să fim tot mai nevinovați înaintea lui Dumnezeu. Și nu prin puterea noastră. Nu putem noi cu puterea noastră, dar ne recunoaștem, ne pocăim, ne smerim, cerem iertare lui Dumnezeu, ne spălăm și așa avem o inimă curată și așa câștigăm neprihănirea. Așa vom fi săturați cu sănătate spirituală. Și un verset foarte important și uitați-vă cu atenție la el. Hrana tare este pentru oamenii mari. Ce însemnează oameni mari? Oamenii desăvârșiți. Hrana tare este pentru oamenii mari. Cum au ajuns ei oamenii mari? Cum au ajuns desăvârșiți? Uitați-vă cu atenție în text. L-am scris cu literă mare, rare, așa să vă uitați cu atenție. Este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare. S-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. A ajuns om mare pentru că te-ai judecat și ai judecat lucrurile și le-ai adus la judecată înaintea lui Dumnezeu. Astăzi și mâine și poi mâine și așa te curățești. Aduci la judecată tot ce îți aduce aminte, conștiința, tot ce spune că nu-i bine. Uitați-vă ce spune versetul următor și cu asta încheiem. Feriți-vă de orice se pare rău. Feriți-vă de orice se pare rău. Și dacă astăzi ai înțeles, asta nu-i bine. Doamne, iartă-mă, mă curățesc și mă spăl. Mâine Domnul îți mai arată altceva. O, Doamne, și de gândul ăsta trebuie să mă leapăt. Mă leapă, Doamne, și de el. Păi mâine e o vorbă care nu-i bună. O, Doamne, să nu se mai întâmple la mine. Iartă-mă, te rog. Și așa crești. Crește, te dezvolți, te desăvârșești. Deci, dragilor, astăzi ne-am uitat numai cum crește credința noastră uitându-ne la cina Domnului. Și sigur că sunt multe alte mănunte care nu le-am pomenit în dimineața aceasta. Dar mă rog ca Duhul Sfânt să le completeze. Amin? Haideți să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm. Poți să lași concluzia acolo, că nu-i rău să mai citim o dată. Folosind testările periodice, ne pregătim pentru examenul final. Folosind testările periodice, uite cum stăm acolo la masa Domnului,
Folosind această testare, ne pregătim pentru examenul final. Acum Domnul e simbolizat aici în trupul și sângele Lui prin pâinea și vinul, dar într-o zi vom vedea față în față. Dacă aici, acum, nu te pregătești să stai bine înaintea Lui, cum vei sta atunci? Haideți să folosim momentul și să stăm înaintea Domnului în rugăciune și să spunem, Doamne, curățește-mă, Doamne, sfințește-mă și pregătește-mă pentru masa Ta. Rugăciunea asta va fi o rugăciune pregătitoare pentru masa Domnului. Tot așa, în liniște, ne rugăm cu toții și apoi cântăm o singură strofă din cântarea asta. Tare mi-ar plăcea să fiu sfânt. Doamne, dă ca să pot fi. Ne rugăm acum, Domnule. Tare mi-ar plăcea să fiu sfânt, Doamne, dă ca să pot fi. Spală-mă în sângeale lui Iisus și atunci m-oi curăți. Fă-mă sfânt, ascultă-mă de păcate spală-mă, Iisuse, inima, iată-ți dau, o spală-mă. Amin, amin. Cântăm și strofa a doua în timp ce ne pregătim pentru masa Domnului. Au suspinule meu, Doamne, cuvintele Domnului Iisus scrise de Evanghelistul Marcu în capitolul 14. Pe când mâncau, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și le-a dat zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat și au băut toți din el și le-a zis, acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți. Adevărat vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din rodul viței până în ziua când îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu. Amin.
Doamne Mântuitorul nostru, îți mulțumim că ai lăsat această aducere aminte atunci când frângem pâinea împreună și când luăm masa Ta, să ne aducem aminte de jertfa Domnului Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu, fără cusur și fără prihană, care a venit în lumea noastră să ridice păcatul lumii. Mulțumim că am crezut și noi în El, Doamne. Mulțumim. Te-ai îndurat de noi și ne-ai deschis ochii minții și ne-ai dat credință să credem în El. Mulțumim, și mulțumim pentru harul acesta în care ne-ai ținut până acum. Așa. Recunoaștem, Doamne, că dacă suntem încă în credință, nu este datorită nouă. Pentru că dacă ar fi fost după noi, diavolul ne-ar fi doborât de mult. Așa. Dar ne-ai ținut în mâna Ta, Doamne, ascunși cu Hristos în Dumnezeu, în locul cel mai puternic, păstrați prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în zilele de apoi. Și pentru aceasta ți-aduce mulțumire. Ne aducem aminte de trupul Domnului Iisus care s-a frânt pe cruce pentru noi și te rugăm, Doamne, acum când luăm din pâinea aceasta, să întărești credința noastră, să ne ajut să ne verificăm așa cum trebuie, ca atunci când va veni Domnul Iisus Hristos să fim cu El și să serbăm masa Ta în împărăția Ta. Binecuvintează pe toți cei ce se împărtășesc, fă să fie o experiență binecuvântată pentru sufletele noastre și în toate să fie glorificat numele Tău în veci de veci. Amin. Amin. Vom frânge pâinea și în timp ce vom cânta din cântarea 164, vom împărți pâinea tuturor. E drept că Iisus a murit purtând păcatul meu pe cruce, cum a suferit Fiul lui Dumnezeu. E drept că Iisus a murit purtând păcatul meu. Acesta este trupul meu. Doamne Iisuse, după ce ai dat pâine la ucenici, ai luat paharul și l-ai binecuvântat. Te rugăm astăzi, când suntem aici înaintea Ta și suntem într-o stare cum n-am fost altădată, suntem izolați, suntem
departe de alții. Doamne, Tu ai avut o situație mai grea decât a noastră și totuși ai binecuvântat paharul. Binecuvintează-l și astăzi. Amin. Ajută-ne, Doamne, uitându-ne la paharul acesta, ca la semnul legământului celui nou, să nu uităm că avem totul de plin în Tine. Amin. Te rugăm, binecuvintează paharul, binecuvintează pe toți cei care se împărtășesc, atmosfera casei Tale să fie atmosfera aceea de sfântă cercetare și înălțare și întărirea credinței și în toate slavă și glorie Ție. Amin. 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 La cruce unde Hristos muri, am dorit harul al dobândii. Sângele lui Iisus m-a curățit, laudă-i fie. La cruce unde Hristos muri, am dorit harul al dobândii. Sângele lui Sfânt m-a curățit, laudă-i fie. Laudă-i fie, laudă-i fie, sângele lui Sfânt m-a curățit, laudă-i fie. Minune sunt de păcat scălat, Iisus pentru mine a răbdat, la cruce unde El m-a iertat, laudă-i fie, laudă-i fie. Laudă-i fie, sângele lui Sfânt m-a curățit, laudă-i fie. Tu, Sfânt izvor, ce speli păcatul, un loc mai bun nu este altul, unde Iisus mi-a iertat greșul, laudă-i fie, laudă-i fie, laudă-i fie, sânge laudă-i fie. Domnul Iisus a spus, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Și spre pomenirea Domnului Iisus Hristos și a noului legământ, bem și noi din paharul acesta. Amin, vă rog să ocupați locurile și cântăm cântarea Cel ce te-ai deschis mie, stâncă de mântuire, las apa și acel sânge care din coasă îți curge. Și în timpul acesta vom aduna paharele și apoi vom aduce și darul de bunăvoie înaintea Domnului. Cel ce te-ai deschis mie, stâncă de mântuire, apa și acel sânge care din coastă-ți curge, sufletul să-l mântuie, de păcat să mă spele, faptele. Yeah.
să ne rugăm. Încheiem serviciul acesta și rog pe fratele Ștefan Mânzat să ne conducă în rugăciune. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea Tatălui din cer și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Sperăm să nu mai fie astfel de ocazii când în grabă să ne încercăm să desfășurăm serviciile noastre. Următorul va fi la ora 11 cu cei care vor veni de grupă de vârstă mijlocie, între 35 și 60 de ani. Dacă am învățat ceva, este faptul că suntem mai mulți peste 60 de ani decât 50, cum au cerut ei. Nu spuneți nimănui, mergeți acasă și urmăriți și serviciul al doilea, deschis la televizor și uitați-vă la serviciul care urmează, mai ascultați încă o predică și de seară ascultați și predica care va fi de la ora 5, când vor veni tinerii la casa Domnului. Domnul să vă întărească, să vă binecuvinteze pe toți, sănătate tuturor și har de la Domnul. Amen.